Să primească Dumnezeu închinarea noastră. Atunci ne vom bucura pentru că Dumnezeu ne ascultă, este cu noi și ne binecuvintează. Oameni dragi, într-un loc ca acesta ne-am mântuit sufletul, într-un loc ca acesta ne-am botezat, ne-am binecuvântat copiii, ne-am căsătorit și într-un loc ca acesta stăm duminică de duminică. Pentru că vrem să învățăm să ne temem de Dumnezeu și să ascultăm de El. Vrem să învățăm și pe copiii noștri și pe nepoții noștri, după ce noi nu vom mai fi aici, asemenea Regelui David, să rămână în urma noastră o generație de oameni care sunt motivați și de modelul pe care noi l-am transmis. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Suntem între două săptămâni de stăruință și în seara aceasta vom avea un mesaj care se încadrează în context. Vă invit să deschideți Cartea Faptele Apostolilor și vom citi câteva versete din capitolul 1, pasaje de altfel extrem de bine cunoscute, începând cu versetul 6 și din capitolul 2, versetul 37. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 6. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea Pământului. Amin. Amin. Întoarcem pagina, capitolul 2, versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas trăpuni și în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre rătarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Este bine să fim aici împreună, înaintea lui Dumnezeu. Este bine să cântăm cântările Sionului și să ne rugăm, să ascultăm mesaje care ne motivează, care ne influențează și care ne ajută să ne ridicăm, să o luăm de la început, să ne resetăm asemenea unui device, unui, unui aparat electronic care are nevoie să revină la setările din fabrică. În această seară aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Cele mai mari două promisiuni. Cele mai mari două promisiuni se află în Noul Testament. Una este în, fapte, în Faptele Apostolilor, pasajele pe care le-am citit, dar aceasta este a doua. Și prima dintre ele este în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16 unul dintre cele mai celebre versete din Scriptură, dar nu celebre din punct de vedere al lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu toate versetele sunt celebre, ci celebre din punct de vedere al oamenilor. Pentru că ei au spus că unul dintre versete este supranumit versetul de aur. Dumneavoastră îl știți bine, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat Dumnezeu a dat. Adevărul este că a dat tot ce a avut, l-a dat pe singurul să fiu. De ce? Pentru ca oricine, oricine crede în El, să nu mai piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta este o promisiune pentru lume. Numai lumea trebuie să fie mântuită, numai lumea trebuie să se pocăiască. Credincioșii trebuie să se sfințească. Observați-vă, rog, că această promisiune este o promisiune pentru oamenii neconvertiți. Și acest verset se leagă în mod nevăzut de ce spunea Pavel în epistola către Roman, capitolele 9, 10, acolo unde vorbește despre indispensabilitatea credinței, care credință vine prin auzirea cuvântului. Fără a auzi, nu există a crede. Omul are nevoie de informație pe care să o proceseze, să o înțeleagă și să o accepte. Asta se numește, de fapt, credință. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Este cea mai mare promisiune, este promisiunea pentru lume, pentru oamenii din lume nu există o promisiune mai mare. Vindecarea, scoaterea din sărăcie, răspunsul la rugăciune nu sunt deloc la nivelul acestei promisiuni. Iar cea de a doua este o promisiune pentru biserică. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și în veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea Pământului. Neglijează lumea promisiunea pentru ea? Da. În mare măsură. Neglijează Biserica promisiunea aceasta pentru ea? Gândiți-vă dacă da sau nu. Voi veți primi o putere când se va cobori Duhul Sfânt peste voi. Și această putere vă va da capacitatea să mergeți, începând din locul în care trăiți și să faceți ucenici. Permiteți-mi să vă pun o întrebare destul de indiscretă. Este vorba despre dumneata, despre mine. Câți ucenici ai făcut de când te-ai pocăit până astăzi? Dacă nu, ce o să faci cu acest verset care este cea mai mare promisiune pentru biserică? o să vă dau Duhul Sfânt. Lumii se spune, o să vi-l dau pe Hristos, ca să vă mântuiască. Iar nouă, biserica, vă voi da Duhul Sfânt ca să vă împuternicească, să vă dea capacitate, putere, energie, autoritate și să mergeți la oameni, pentru ca și aceea să audă Ioan 3 cu 16. Acestea sunt cele mai mari două promisiuni din Scriptură. Ambele au legătură cu viața spirituală a oamenilor, una vorbește despre mântuirea oamenilor neconvertiți, chiar dacă sunt religioși, iar cea de-a doua vorbește despre oamenii convertiți, chiar dacă sunt botezați. Nu-i suficient botezul în apă. Adevărul este că nu-i suficient nici botezul cu Duhul Sfânt, dacă după ce ai primit puterea, nu faci nimic cu ea. La ce ar folosi unui om să primească un milion de dolari și să-i țină sub saltea până moare? Ce face salteaua cu banii lui? El ar putea să facă multe lucruri cu 1000 de dolari, dar îi ține acolo pentru vremuri grele, cea mai grea va fi când va muri. Citind în Scriptură observăm că există universalitatea promisiunilor. Universalitatea promisiunilor se, se leagă de oricine. Ioan 3 cu 16, oricine crede. Fapte 2 cu 17, orice făptură. Vedeți, Dumnezeu nu are criterii de selecție atunci când este vorba de mântuire și atunci când este vorba de trimitere. Dumnezeu pe toți oamenii îi trimite să lucreze, dar nu toți sunt trimiși să facă aceleași lucruri. Marea noastră preferință este să predicăm sau să cântăm sau să conducem sau avem preferințe care ne plac, dar slujbele trec dincolo de preferințele noastre. Și Dumnezeu ne cere să facem lucrul ăsta în funcție de calitățile, de capacitățile și de autoritatea pe care ne-a dat-o. Dacă un om are în mână o șurubelniță, Dumnezeu nu o să-l cheme să facă o lucrare care se face cu patentul. Omul nu are patent săracul, dar are șurubelniță și sunt o milioană de lucrări de făcut cu șurubelnița. E lucru mare să ne identificăm în chemarea, să înțelegem ce căutăm aici, cam ce ar trebui să facem aici că de multe ori vrem să facem ce nu știm sau ce nu putem sau ce nu facem bine. În timp ce rămâne nefăcut, rămân nefăcute lucrurile pe care le-am face așa de ușor și de bine. Cele două mari promisiuni sunt universale. Universalitatea lor ia oamenilor dreptul să se justifice pentru că nu s-au pocăit sau pocăiți fiind, pentru că nu l-au slujit pe Dumnezeu. Oricine oricine crede, oricine, orice făptură. Atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, vorbim despre a treia persoană a Trinității, vorbim despre o persoană care nu este doar o putere, care este implicată de la facerea lumii până astăzi, în lucrările lui Dumnezeu, de obicei aplică mântuirea pe care a realizat-o Mântuitorul și noi numim această umplere cu Duhul Sfânt, deși foarte mulți oameni fac uh, confuzie între primirea puterii ca și împuternicire și lucrarea Duhului ca și mântuire. Un om nu se poate pocăi fără cercetarea Duhului, nu se poate naște din nou decât din apă și din duh, din cuvânt care spune ce, și din Duh, care oferă cum. Duhul Sfânt este prezent la mântuire, dar Duhul Sfânt prezent la mântuire nu înseamnă umplere cu Duhul Sfânt. Că omul atunci nu-i de umplere, copilul născut nu-i de școală, nu-i de căsătorit. El are nevoie să apară în existență. Și când un om se mântuiește, el apare pe scena mântuirii lui Dumnezeu. El e crud, este proaspăt, este nou venit. Însă el se edifică. El crește, se maturizează, asemenea unui copil normal care după ce se naște e în fiecare zi mai mare. Și ajunge la vremea în care pleacă la școală, dar nu pleacă la școală în scutece. Sau astăzi a rămas și eu cu scutece. Ce vina am eu că m-am născut în generația scutecelor. Atunci când ne facem mari în credință, dar nu trebuie neapărat să ne facem mari în credință, după ce ne naștem și ne botezăm în apă, de obicei, după ce ne botezăm, dar nu e obligatoriu, obligatoriu este după ce ne mântuim. Asta este absolut obligatoriu. Atunci puterea vine peste noi. Și puterea aceasta se numește primirea puterii, adică împuternicirea. Această împuternicire ne face responsabili. Ea ne trimite Asta nu are nicio legătură dacă vrem sau nu vrem, dacă ne place sau nu ne place. Asta are legătură cu trimiterea pe care ne-o adresează Dumnezeu în beneficiu altor oameni la care urmează să ajungem. Botezul cu Duhul Sfânt nu are în vedere doar scopul, ci și rezultatele. Noi ne gândim doar la scop. Am observat și am remarcat de două, trei ori săptămâna care a trecut Frații mei, suntem pe cale să legalizăm un obicei rău, nebiblic. Adică ne-am fixat scopul să fim botezați cu Duhul Sfânt. Nu. A fi botezat cu Duhul Sfânt nu e un scop, oameni buni. E o nevoie. E o metodă să primim ce avem nevoie. Scopul este slujirea și sfințenia. Punct. Ăsta e scop să ne sfințim și să slujim. Astea scopurile. Să fim botezați cu Duhul Sfânt nu e un scop în sine. Pocăința nu e un scop în sine. Mântuirea nu e un scop în sine. Nașterea din nou nu sunt scopuri în sine. Ele sunt pași în procesul mântuirii, maturizării, slujirii și sfințirii. Ceea ce vrea Dumnezeu în final de la noi e să fim sfinți. Ăsta e scopul. Ceea ce vrea Dumnezeu în final de la noi e Sfint, Sfint, să slujim altora. Fără să mai avem mofturi, fără să mai avem dificultăți, că nu știu cum nu s-a purtat cineva cu noi, nu știu ce nu ne-a dat, nu știu ce n-a făcut, nu știu. Pot invoca o grămadă de motive care demonstrează slăbiciune, imaturitate, dorințe copilărești. O persoană matură, ca părinte, nu este așa că oferim mai întâi copiilor. Nu ne trezim noi noaptea pentru ei, dar să se trezească și ei pentru noi. Dar nu, ei nu se trezesc pentru noi, ei nu se trezesc nici pentru ei, dar pentru noi. Însă părinții, părinții pot face sacrificii, ele fac cu bucurie, de ce? Sunt maturi. Puneți un copil să se trezească pentru un alt copil. Păi în primul rând nu se trezește, iar dacă se trezește e acru de tot, e supărat la maxim. Dar de ce eu? Un părinte nu zice de ce eu, că e matur. Și lui e somn, dar matur. Și el s-a odihnit, dar matur. Când ești matur, treci dincolo de lucrurile care sunt copilărești. Nu trebuie să avem în vedere doar scopul, trebuie să avem în vedere și rezultatele. Am citit în mod intenționat din răspunsul lui Petru la reacția oamenilor care s-au pocăit și care pătrunși de înțelegerea cuvântului predicat, spun fraților ce să facem. Și Petru îi explică. Vă aduceți aminte cum le explică. Fiecare om neconvertit trebuie să se pocăiască. Cea mai mare nevoie a unui om nepocăit este să se pocăiască. Cu asta începe totul. Cea mai mare nevoie a unui om pocăit este să se boteze în apă. Cea mai mare nevoie a unui om botezat în apă este să devină umplut, plin, de Duhul Sfânt. Cea mai mare nevoie a unui om plin de Duhul Sfânt este să plece. Când un băiat se face mare, pleacă. Una dintre marele piedice, mama, iertați-mă surorilor, n-am vrut să spun piedică, dar nu știu să spun altceva acum. Cea mai mare piedică e mama. De ce e mama? Că mama continuă să-l să debisiterească, să-l să țină ca un copil. El nu mai e copil, el e bărbățel. El trebuie să învețe să zboare. El trebuie să se obișnuiască cu afară unde nu-i mama, unde nu e mângâiat, unde nu e înțeles, unde nu e iubit, unde nu e apreciat. El acolo se călește. Aici se odihnește. Mama alține ține în brațe, afară nu ține nimeni în brațe. Noi asta știți ce primește afară. Afară primește numai lucruri negative sau mare parte lucruri negative. Ei, mama, dacă nu le expune la aceste lucruri negative, copilul va fi neexpus, neobișnuit. Și oricum cândva se va căsători și când se va căsători, soția îl va trimite după bani. Și se va duce să își întrețină familia. Dar când se va duce, se va îngrozi, pentru că nu e obișnuit cu absența mamei. Mama trebuie să lase pe băiat în pace, l-a crescut, acum trebuie să se bărbătească. Și se bărbătește prin problemele și dificultățile vieții, printre oameni străini, printre adversități, printre responsabilități de care nu știe să se achite. Ei, la fel, în mod spiritual, se aplică după ce ai primit umplerea. Această umplere demonstrează că acum. Ai un range, ai o, o, o capacitate să te duci mult timp, mulți kilometri, multe maile, că ești, ai rezervorul plin. Asta spune apostolul. Oamenii botezați cu Duhul Sfânt trebuie să se sfințească și să slujească. După acestea nu urmează decât moartea, judecata și împărăția lui Dumnezeu. Hristos când va veni va trebui să ne găsească sfinți, și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta, acesta este lucru de, de, de monumentalitate, aceasta este, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea, Oamenii lui Dumnezeu, Duhul Sfânt nu ne-l dă ca să ne liniștim cugetul că după ce ne-am botezat ne în apă, ne-am botezat și cu Duhul Sfânt, acum putem să stăm liniștiți pe bancă. Credeți-mă că nu-i biblic asta. Nu-i biblic deloc. Și dumneavoastră știți bine lucrul ăsta. Trebuie neapărat să ne schimbăm prioritățile. Degeaba amânăm că într-o zi vom îmbătrâni. Și marea problemă este că ne vom obișnui cu irresponsabilitatea și cu mediocritatea. Nimeni nu se ridică pentru nimeni, fiecare se ridică pentru el. Și când se ridică pentru el, începe să se ridice pentru alții. 12 cu 7, 1 Corinten, fiecăruia i s-a dat arătarea spre folosul altora. Eu n-am niciun câștig din predica mea din această seară. Cei care au cântat n-au avut niciun câștig din cântarea lor. Dumneavoastră care faceți ceva pentru Dumnezeu, când faceți lucrul acela, n-aveți niciun câștig. Dar veți fi răsplătiți. Dar când faceți un lucru, alții au câștig. Cineva face o mâncare și o duce altcuiva. Omul ăla mănâncă o mâncare pe care n-a făcut-o. Dumnezeu să binecuvinteze mâinile care fac lucrarea, gura care face lucrarea, picioarele care fac lucrarea. Ei bine, noi avem mâini, gură, picioare, Dumnezeu ni le-a dat, nu doar pentru noi, nu doar ca să ne sfințim. Dumnezeu ni le-a dat ca să slujim. Pentru asta primim energia, puterea. Iertați-mă că folosesc energia, dar vreau să fiu, vreau să, să, să mă potrivesc cu ei. Au nevoie de asta, dar această nevoie la un moment dat se satisface prin primire. Ce faci după? Acesta este mesajul predicilor Petru. Ce faci după ce auzi Evanghelia? Pui întrebarea ce să facem. Și Petru îți răspunde. După ce ți-a răspuns Petru, ai multă treabă. Atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, despre umplerea cu Duhul Sfânt, acest subiect din care se poate predica toată istoria, trebuie să spunem ce nu este Duhul Sfânt. Ce nu este umplerea cu Duhul Sfânt? În primul rând, umplerea cu Duhul Sfânt nu este nașterea din nou. Nașterea din nou este un lucru, iar umplerea cu Duhul Sfânt este un cu totul alt lucru. Nașterea din nou ne mântuiește și aduce în ființă omul cel nou în Hristos. Energia necesară vine din Cuvânt și din Duh. Așa l-a învățat domnul pe Nicodim. În Ioan, capitolul 3, versetele 3 și 5. Nașterea din nou e trezirea la viața spirituală. Umplerea deja vorbește despre o parcurgere a vieții și despre un eveniment al maturității sau al apropierii de maturitate. Aduceți-vă aminte de cele cinci cazuri din faptele apostolilor, cazuri despre care s-au făcut, făcut multe predici în biserica noastră. Ierusalim, Samaria, Damasc, Cezarea și Efes, adică fapte 2, 8, 9, 10 și 19. De asemenea, botezul cu Duhul Sfânt nu este sfințirea. Sfințirea, dumneavoastră știți că are și ea două părți. Prima este atribuită în momentul pocăinței, este dată prin mărturisire, este atribuită prin Hristos, El ne justifică și în dar ne sfințește, atunci noi ne numim mântuiți. Dar aceasta nu are legătură cu obiceiurile noastre pe care le-am avut înainte de convertire obiceiuri care se cer repetate în viața noastră. Unele sunt așa de puternice încât sunt la nivelul de adicție, de dependență. Și acum trebuie să apară sfințenia practicată, nu dobândită prin rugăciune la un moment dat, ci practicată toată ziua. Asta înseamnă, pentru asta trebuie să ne rugăm, că altfel nu putem birui spre multe. Și noi, marea problemă, nu că trebuie să-i biruim pe alții. Noi nu suntem Alexandru Macedon, sau Cezar de la Roma. Noi trebuie să ne biruim pe noi, să biruim răutatea, să biruim răzbunarea, dorința de a controla pe alții, de a-i manipula, dorința de a ne etala ori frumusețea, ori puterea, indiferent că e fizică sau financiară sau de poziție sau eu mai știu de ce. Să biruim toate lucrurile care sunt împotriva Duhului și sunt manifestări, valențe, exprimări ale firii pământești. Duhul Domnului nu e naștere din nou, nu e sfințire, și botezul cu Duhul Sfânt nu e răsplata slujirii sau semnul spiritualității. Botezul cu Duhul Sfânt nu e un semn al spiritualității, fraților. Nu, nu e un semn al spiritualității, pentru că e ceva primit. Semnul spiritualității este roada, pentru că este ceva ce practici tu, e dezvoltarea caracterului, maturizarea. Când am primit un dar, nu suntem spirituali. Spiritual suntem când ne putem înfrâna, nu când putem manifesta un dar. Ai darul de predicare. Dar câți predicatori nu predică bine și atât? Sau orice altă manifestare de slujire. Câți? O grămadă. Asta e una dintre marile probleme ale Bisericii. Umplerea cu Duhul Sfânt nu este un eveniment istoric, nerepetabil. Umplerea cu Duhul Sfânt este repetabilă. Prima umplere se numește botez cu Duhul Sfânt. În Scriptură nu există expresia botez cu Duhul Sfânt. Botez cu Duhul Sfânt nu există în Scriptură. Există o parte din această expresie. Asta nu înseamnă că e greșită, nu e deloc greșită. Am vrut numai să vă spun pentru cultură biblică. Însă, nu este neapărat nici semnul spiritualității, nici unică. Ea nu este unică deloc, ea este repetabilă. Repetabilă e rugăciunea, repetabilă e postul, repetabil este citirea Bibliei, repetabil este venitul la biserică, repetabilă este umplerea cu Duhul Sfânt. Dumneavoastră cunoașteți bine Scriptura și argumentele mele aproape că de prisos, însă nu toți oamenii s-au pocăit odată cu noi, aici sau oameni care s-au pocăit ieri sau alaltări și ei au nevoie de învățătură. Aduceți-vă aminte că în fapte 4, în versetul 31, două capitole peste momentul botezului de la cinzecime, Scriptura ne spune, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Dar s-au umplut și în fapte 2. Întrebarea este și ce dacă? S-au umplut în fapte 2 și s-au umplut în fapte 4. E repetabil. E repetabil, de aceea trebuie să venim la stăruință. Noi credem că venim aici am fost botezați și după aceea nu mai trebuie să venim. Oameni dragi, asta e religie. Spiritualitatea este constantă, nu e într-o zi, ea e în fiecare zi. Dacă am mâncat o dată și apoi n-am mai mâncat, nu e așa că chiar n-am mai mâncat deloc? Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Există o grămadă de definiții Botezul cu Duhul Sfânt este primirea unei puteri cu scopuri precise. De departe, cel mai mare scop este misiunea. De departe. Scopul botezului cu Duhul Sfânt este misiologic. Încercați să mă ascultați cu mare atenție acum. Însă, rezultatele sunt soterologice. Soterio este mântuire. Soterologic înseamnă mântuitor. Uitați ce vreau să spun. Scopul botezului este să te duci, să faci misiune. Dar când te duci și faci misiune, se mântuiesc oameni. Finalitatea misiunii mele este mântuirea altora. Și așa, numărul celor care se mântuiesc depinde de cei care se duc. Scopul umplerii este misiologic. Noi trebuie să mergem în misiune sau să ne implicăm în lucrarea de misiune. Nu toți putem merge, nu toți putem predica, nu toți putem cânta, nu? dar trebuie să facem ceva în acest mare proces al misiunii Bisericii. Iar misiunea pe care, în care noi suntem implicați, ca Biserică locală, ca indivizi, are drept scop soteria oamenilor, mântuirea oamenilor. De aceea, misiologia noastră creează soteologia oamenilor. Adică noi misionăm și oamenii se pocăiesc, se mântuiesc. Și ne întoarcem, dar ei rămân acolo mântuiți. Unii nu se vor ține de mântuire, dar aia nu mai e treaba noastră, că nu suntem noi Dumnezeu să fim pe tot pământul. Ne mutăm acolo, dar nu mai suntem aici. Oriunde ne-am nu suntem peste tot, că nici nu trebuie să fim. Scopul botezului cu Duhul Sfânt, în primul rând, este să avem resursele necesare pentru a contribui la marea trimitere. Și eu sunt, și eu sunt trimis. Și Dumneata ești trimis. Dacă încă nu ai plecat, înseamnă că trebuia să te duci, dar nu te-ai dus. Eu nu am o problemă cu asta, deși am. Dar eu sunt doar un om. Dumnezeu are o problemă cu asta, pentru că din ce în ce mai mulți oameni nu se mai duc. Nu e deloc o noutate că în generația noastră misiunea și evangelizarea nu stau deloc bine. Nu e deloc o noutate lucrul ăsta. Ce împuternicire divină trebuie să avem pentru slujire? Și de ce botezul cu Duhul Sfânt conferă, oferă, îi dă omului botezat resursele necesare, pentru că îi dă puterea și îndrăzneala de a mărturisi. În Luca, în capitolul 24, versetul 49, scriptura spune, Iată că vă voi trimite, iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Făgăduința se transformă în împuternicire. Dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Observați, putere de jos și putere de sus. Puterea de jos constă în bani, relații, putere fizică, îndrăzneală, unitatea unui grup. Pot înșira mai multe exemple, dar nu-i nevoie. Asta este o putere de sus. Vine din altă dimensiune, vine de la Dumnezeu și avem o nevoie indispensabilă de ea. Altfel, noi suntem limitați, suntem binevoitori, dar limitați. De aceea vom avea putere și îndrăzneala de a mărturisi. Îndrăzneala de a mărturisi. Lăsați-mă să vă mai citesc din faptele Apostolilor, capitolul 4, versetele, versetele uh, 13, 19 și 31. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, ei știau că nu erau cărturari. Au priceput că fuseseră cu Isus. Asta era singura explicație. Ăștia nu sunt intelectuali. Numai Isus i-a putut educa să, fie, să știe așa de bine scriptura. Au știut că fusese cu Isus. Și atunci Petru le-a zis, judecați voi singuri. Fiți atenți ce argument de bun simț, câtă logică, câtă persoasiune. Judecați voi, oameni buni, dacă e, e, e normal să ascultăm mai mult de voi, niște muritori, decât de Dumnezeu care ne-a trimis. Voi vreți să ne pedepsiți pentru că predicăm, dar ne-a trimis Dumnezeu. Voi ne spune să nu mai predicăm. Dar cum credeți voi că noi suntem neascultători față de Dumnezeu și ascultători față de Dumnezeu? Față de voi. Iertați-ne, dar nu o să vă ascultăm. Poate vă supărați, poate ne pedepsiți că voi aveți autoritate socială. Poate ne pedepsiți, dar noi o să îndurăm pedepsa pentru că ne-a trimis Dumnezeu și noi nu ne putem opri. Noi trebuie să ne ducem. Atenție! Este vorba aici de persecuție, nu dacă te duci și nu ți se întâmplă nimic. Dacă noi nu mergem fără să ni se întâmple nimic, ce șanse avem să mergem când vom fi amenințați cu moartea? Sau cineva ne, ne face frun rău, de rămânem cine știe cum? Sau avem o altă pagubă, nu știu ce exemplu să vă dau. Capitolul 9, versetele 20 și 31. Imediat au început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia. Vedeți? Noi tot cităm versetul acesta, dar pe cel dinainte nu-l mai cităm. De ce se bucura de pace? Pentru că s-a dus imediat să predice, pentru că s-a expus persecuției, adversității sociale și biserica s-a umplut, s-a mărit. Când vezi că se pocăiesc cinci oameni, că se botează 10 oameni, dintr-o dată biserica e plină de bucurie pentru că și atinge mandatul. Câtă bucurie este când se naște un copil într-o familie? Hmm. La fel biserica se bucură când oameni noi, din lume, neconvertiți, se convertesc și apoi se maturizează și la rândul lor sunt și ei trimiși. De asemenea, nu numai puterea și îndrăzneala de a mărturisi, dar și, poate vi se pare ciudat, limbile, vorbirea în limbi. Și ea este un scop al botezului cu Duhul Sfânt. E un scop pentru că este semn, este semnul botezului cu Duhul Sfânt și noi folosim semnul ăsta, dar nu folosim numai semnul ăsta. Sun ăsta este semnul mai evident, dar și, sunt și alte semne, dar mai puțin evidente. Dar pentru pastori, ele sunt, e ca pentru dumneavoastră care vă știți cu prăjiturile sau cu altceva. Mai repede vedeți dumneavoastră când se arde o prăjitură decât eu când o văd, deja nu se mai poate face nimic cu ea. Adică o văd prea târziu. O văd când nu mai e nimic acolo decât miros și fum. Sau profeție, Scriptura ne spune în fapte 11, pe vremea aceea s-au coborât în Ierusalim niște proroci, unul din ei, pe care îl chema Agab, s-a sculat și prin Duhul, adică s-a ridicat între frați și prin Duhul a predicat că va fi o foamete mare în toată lumea și în adevăr, în zilele acelea au venit o foamete mare. Vedeți ce capacitate primesc oamenii când sunt plini de Duh? O să vă pun o întrebare destul de incomodă. Ea e în primul rând pentru mine. De ce așa de mulți oameni sunt botezați cu Duhul Sfânt. Și după ce s-au botezat, nu se întâmplă aproape nimic. Știu că întrebarea asta este destul de delicată, dar eu am, a, am obligația să, să vă pun întrebarea asta. Trebuie să răspundem la această întrebare. Trebuie să acceptăm că nu sunt 10 feluri de botezuri. Trebuie să acceptăm că un botez nu e un scop în sine, trebuie să treci dincolo de el. După ce ai pășit în botez, trebuie să pășești dincolo de botez și să primești daruri, să se manifeste roada Duhului. Cum e roada Duhului? Puteți să puneți pe scringa la 5 cu 22? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dintre cele 9, 6 încrengături, gândiți-vă la dragoste. Nu e așa că suferim, că nu suntem iubiți, de ce oamenii din lângă noi n-au capacitatea să ne iubească. Oamenii dintre noi n-au bucurie. Oamenii dintre noi n-au pace. Sau poate noi nu avem. Facere de bine sau îndelungă răbdare. Facere de bine, credincioșie. Vedeți de unde o să luăm lucrurile astea? Ce prăvălie, ce, ce, ce stor din Chicago vin de asta? Vine din umperea cu Duhul Sfânt. Cum se face că așa de mulți oameni sunt plini cu Duhul Sfânt, însă dragostea, bucuria, pacea, îndelunga, pur și simplu nu există maturitate. Nu există maturitate. Copilăria asta are un mesaj pe care nu-l putem neglija la nesfârșit. Nu are rost să ne, păcălim, să ne păcălim singuri. Oameni dragi, nu ne putem păcăli singuri. Trebuie neapărat să luptăm pentru autenticitate. Trebuie neapărat să fim exigenți la nivelul acestei cărți care e reperul. Nu avem dreptul să stabilim noi un reper al nostru, așa o fușăreală fără sfârșit. Nu e vorba de mine, cine sunt eu. Cuvânt de cunoștință și de deosebire a duhurilor. Petru a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut domnul inima să minți? De unde a știut Anania? Pardon, de unde a știut Petru că Anania a mințit că donează toți banii, deși nu avea obligația să-i doneze pe toți și nimic nu avea obligația să doneze? De unde a știut? Pot eu să. Ci... Știți dumneavoastră dacă cineva vă, vă, vă minte? Nu știți, n-aveți de unde să știți. Ei, Petru a știut. L-a întrebat direct și l-a confruntat pentru că a avut evidența din partea Duhului. Foarte probabil că a fost acolo un dar de cunoștință sau de deosebire a Duhurilor. Frați păstori, noi știm cel mai bine cât de mare e nevoia de deosebire a Duhurilor. Pentru că toată adunarea se uită la noi să hotărâm dacă prorocia asta este bună sau e rea. Cât de bine ne-ar prinde să fie două, trei daruri de deosebire a Duhurilor și doar să ne uităm într-acolo și să spună da sau nu dincolo de logica omânească, dincolo de experiență, dincolo de școală, chiar am ajuns la nivelul să nu mai avem nevoie de el? Oameni dragi, acela e scopul, spre acolo trebuie să ne ducem. Nu doar să venim aici și apoi să ne oprim. Tragem pe dreapta și acolo îmbătrânim, pe dreapta. Oameni dragi, nu se poate. Dumnezeu a investit prea mult în noi ca să ne oprim. Noi știm prea multe lucruri ca să nu fim vinovați înaintea lui Dumnezeu dacă nu le împlinim părinți, oameni mai în vârstă, trebuie neapărat să ne ridicăm din mediocritate, trebuie neapărat să ia foc biserica asta la figura, nu la propriu. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să cântăm o cântare și apoi să ne rugăm. Mai avem 5 minute pentru lucrul ăsta. Aș mai putea să spun câte ceva, dar am spus destul. Mai bine cântăm pentru că putem medita. Gândește-te că Dumnezeu se uită la dumneata. Trebuie să accepți că nu te-a uitat. Ți-a dat sănătate, ți-a împlinit dorințele, ți-a mângâiat sufletul, te-a încurajat, ți-a dat putere, ți-a dat familie, ți-a dat un job. Cum îți permis să stai? Nu simți că te arde privirea Domnului care te privește insistent? De ce crezi că te privește insistent? E semnul că trebuie să te duci, trebuie să pleci, trebuie să te duci unde te-a trimis. Dumnezeu ți-a dat lucru cu care trebuie să pleci. Haide să ne ridicăm, frații mei, surorile mele. Haide să cântăm, să medităm, să ne reangajăm și apoi să ne rugăm în încheiere.